Echipele de handbal seniori și senioare nu mai există la Ploiești. Trupa antrenată de Dragoș Dobrescu și Ion Nicolae a renunțat la încă un meci din campionatul diviziei A. Clubul a anunțat astăzi Federația Română de Handbal că echipa nu se va prezenta la meciul de pe teren propriu cu LPS Piatra Neamț. Partida face parte din a opta etapă a Ligii a doua masculine și trebuie să se dispute sâmbătă, 12 noiembrie, la Sala Olimpia. Fiind la a doua neprezentare, după cea din etapa a șasea, când trebuia să joace cu Politehnica Iași, echipa ploieșteană va fi exclusă din divizia A. S-a ajuns aici din motive financiare. După ce clubul are conturile blocate, transferuri pentru completarea lotului nu mai pot fi făcute, iar penalizările de la un meci la altul nu aveau niciun rost. La fel s-a întâmplat și cu echipa feminină, care nu mai face parte din Liga Națională. După experiența cu cele mai tari adversare, handbalistele junioare întâi vor evolua în continuare la nivelul lor. Se concentrează acum pe cele două părți ale sezonului regulat, dar și pe turneele de sală ce vor debuta curând. Echipa antrenată de Daniel Gheorghe ocupă primul loc după terminarea turului seriei B, cu maxim de victorii. Pentru participarea la primul turneu programat în perioada 17-19 noiembrie, nu s-a stabilit gazda, iar al doilea este programat în perioada 2-3 decembrie. După participarea la cele două turnee, reluarea campionatului este prevăzută pentru februarie 2017.